Hai să explicăm un pic ce înseamnă apartament de comandat. Că uite, e un termen care îl regăsim mai ales în agențiile de publicitate când cauți anunțul, scrie cu apartament de comandat, dar oamenii nu mai știu neapărat ce înseamnă în sine de comandat. Așa. Următoarele probleme pe care le-ai văzut la apartamente. Următoarea cea mai des întâlnită problemă. Deci una ar fi spațiul. Este spațiu insuficient pentru activitățile noastre de zi cu zi. Pentru că uneori economia se face de la spațiu. Asta e una dintre greșelile prevalente care se pot vedea cu ochiul liber pe un plan. Adică apartament de două camere în care de fapt camera mare este și living și cu bucătăria spartă, inserată, care mai are și un hol și de fapt aia în sine este o cameră din care te mai duci într-un dormitor și ăla e... Da. Deci una ar fi suprafețele. A doua ar putea să fie conformația, în care bucătăria este pusă, să zicem, lângă intrare, pentru că nu are cum să-i dea acces la ventilație naturală. Deci nu are cum să mai bage la față, dacă vrea mai multe. Deci una ar fi suprafețele individuale ale camerelor, a doua ar fi conformația, a treia ar fi modul în care sunt puse ușile în camerele respective. Că ți se poate întâmpla la un moment dat să ai, să zicem, o cameră de zi din aia care are doi pereți perforați de două uși și ai și un living aici. Și aici mai pui un dulăpior că n-ai un spațiu de depozitare în casa aia și ai terminat-o. Acolo n-ai cum să-ți sprijini canapeaua de nimic. E doar un exemplu care se poate aplica într-o situație particulară, iar în alta poate să fie altfel. Deci e o chestie foarte delicată. E o artă să știi unde să pui ușile și ferestrele încât să nu încurci omului lui mobilarea. Mobilarea ulterioară. Da, pentru că e important. Asta ar fi a treia chestie. A patra chestie ar putea să fie problema spațiilor de depozitare. Chestia cu spațiile de depozitare e groaznică. În principiu nu poți să vin spații de depozitare. Aduni, omul adună, noi adunăm, tată. Și toată lumea adună, știi, nu doar românii. Da. Exact, nu știu, de-a lungul istoriei reclamelor la mașini, una singură țin minte că se lăuda care are cel mai mare portbagaj din gamă. Era la un moment dat un Fiat. În rest, nimeni nu vine să spună, mamă ce portbagaj am. BMW spune despre senzația condusului. Nu știu, Mercedes spune despre clasă. După aia vine Alfa Romeo care zice că e sălbatică și elegantă, știi? Deci fiecare încearcă să meargă pe chestii emoționale. Da, e foarte important să-ți și depozitezi ceva și să poți să car cu tine într-o mașină și să-ți depozitezi într-un apartament. Dar e greu să vinzi chestia aia. Și atunci oamenii nu vorbesc despre mamă ce spații de depozitare ai aici, pe lângă niște living-uri bine calibrate. Și atunci apar situații de tip living destul de mare, care scriptic arată bine, adică la cifre zici, mamă, am 20 de metri pătrați de living. De living. Dormitorul cât are? Are 12,5. Ok, e bine și cutare așa. E, în momentul în care tu scazi spațiile de depozitare care sunt nevoie și care vor fi ocupate de dulapuri și în momentul în care are și niște uși cum n-ar trebui, poți să zici că ai pus capac. Și omul ăla o să stea acolo și 30 de ani o să stea la 2 stele, nu la 5 stele, ce discutam, știi? E, asta ar fi cam a patra chestie, nu? A cincea chestie ar fi vidul legislativ care permite anumite rezolvări. Adică, nu se spune nicăieri că locul ăla de luat masa să nu fie în living. Și când îți face living-ul ăla, să zicem, de 18 metri pătrați, în 18 metri pătrați îți bagă și un loc de luat masă. Și dacă mai ai și o circulație, să zicem, spre nu știu ce, spre balcon și ai depus acolo, să zicem, acolo nu poți să pui mobilă, mai ai depus o canapea și aia. Și rămâi la un moment dat cu niște zone triunghiulare unde tu trebuie să-ți înghesui canapea plus televizor. Și altceva nu mai e ce să mai faci în livingul ăla de 18 sau 20 de metri pătrați. Deci sunt niște lucruri care țin oarecum de probleme de loc geometric, care dacă nu sunt bine rezolvate, rămân așa în aer. Și până la urmă omul ăla decontează el cu orele de disconfort din viața lui, știi? Ar mai fi probleme în continuare legate de detalieri, ce discutați și voi, Marius, în filmulețele precedente. E chestia aia cu permeabilitatea la vapori, care ține de alcătuit. E chestia cu infiltrațiile care poate să apară din cauza detalierii proaste. Sunt o sumedenie de probleme. În general, multă lume preferă tactica cu închidem ochii, mergem înainte și poate va fi bine. Și uneori așa e. Dar ce se întâmplă când nu e bine?